Permiteți-mi să recitesc versetele care s-au citit pentru această dimineață. Le voi citi din noua traducere. Cred că este bine ca să vedeți nuanțele diferite. În cele din urmă, înțelesul este același, dar cred că observăm anumite nuanțe diferite, anumite valențe diferite care ne ajută să aprofundăm textul mai bine. La versetul 57. Doamne, Tu ești moștenirea mea. Am promis că voi păzi cuvintele Tale. Te rog din toată inima mea, îndură-Te de mine după promisiunea Ta. Cuget la căile mele, îmi îndrept pașii spre mărturiile Tale. Mă grăbesc și nu întârzii să împlinesc poruncile Tale. Funile celor răi m-au înconjurat, dar eu nu uit legea Ta. La miezul nopții mă trezesc să-Ți aduc laude din pricina judecăților Tale cele drepte. Eu sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine și păzesc hotărârile Tale. Doamne, îndurarea Ta umple pământul, învață-mă orânduirile Tale. Amin. Dacă ar fi ca să dăm un titlu la mesajul în această dimineață, ar fi acesta, și asta va fi și introducerea. Încălcăm prima regulă homiletică care ești învățat în orice curs de homiletică, trebuie să ai o introducere captivantă. Stia-ți baliverne, trebuie să predici cuvântul, da? Dacă ar fi să sumarizăm aceste versete, am putea ca să le sumarizăm în felul acesta. 9 semne a unui credincios adevărat. Încă o dată, psalmistul ne pictează un portret a ceea ce înseamnă să fii un credincios adevărat. Și aceste 9 semne a unui credincios adevărat vor sluji pentru noi ca și o oglindă în care să ne cercetăm și să vedem dacă suntem credincioși adevărați și în ce măsură, da? Pentru că nu este neapărat doar o întrebare binară. Este și o întrebare binară, în primul rând, sunt sau nu sunt, da? Verificați-vă să vedeți dacă sunteți în Hristos, este porunca apostolului Pavel, pentru că suntem în Hristos decât dacă picăm la test, dacă verificăm care sunt semnele, care sunt indiciile și ele nu sunt prezente în viața noastră. Cred că una dintre lucrurile care au fost subliniate la întâlnirea de grupul mic este că înainte ca să fii implicat în ucenicie cu alții, trebuie să fii tu ucenic. Și trebuie să te verifici. Sunt eu ucenic? Și acest portret a psalmistului este o oglindă pentru noi să vedem, suntem noi cu adevărat credincioși. Și avem 9 semne, da? A unui credincios adevărat și vreau ca această predică acest mesaj să fie extrem de practic, de aceea la fiecare semn, după ce ne vom uita la acel semn, ne vom uita la o verificare practică. Da? Și eu vă voi da doar câteva indicii prin care puteți apoi să continuați predica acasă și să luați semnele acestea și indiciile de verificare și apoi să le aplicați în viața dumneavoastră. Da? Primul semn a unui credincios adevărat este acesta. Dumnezeu este comoara Lui. Dumnezeu este moștenirea Lui. Versetul 57. Doamne, Tu ești moștenirea mea sau Tu ești comoara mea. Domnul Iisus spune în Matei 6:21 căci acolo unde este comoara Ta, acolo va fi și inima Ta. Ăsta este primul semn și cel mai important. Care este comoara inimii Tale? Care este valoarea supremă a inimii Tale? Da? Este această realitate, această comoară, care va da naștere la toate celelalte realități. Dacă nu există această realitate, dacă Hristos, dacă Dumnezeu nu este comoara Ta supremă, atunci este posibil să încerci să mimezi celelalte 8 semne, dar aia va fi religie, da? Va fi legalism, nu va fi credință adevărată. În primul rând, trebuie ca să începem cu această realitate. Hristos, Dumnezeu, este comoara noastră supremă, este moștenirea noastră. Îmi place foarte mult cuvântul acesta, moștenire, poate și mai mult decât comoară, pentru că moștenirea este ceea ce primim atunci când cineva moare. Moștenirea aceasta am primit-o prin faptul că Hristos a murit și a înviat în locul nostru și noi o primim pe deplin când cine moare?
Când noi murim, El nu moare. Da? El este veșnic la dreapta Tatălui. Când noi murim, perspectiva aceasta, am o comoară câștigată prin moarte și înviere, care eu o voi dobândi în totalitate când eu mor și apoi învii, da? Îmi schimbă perspectiva vieții mele total. Pentru că comoara, lucru care îl doresc cel mai mult, care îl prețuiesc cel mai mult, nici măcar nu se află în această viață, este după. Da? Absolut tot ceea ce fac este să ajung acolo, este să mă duc acolo spre acea comoară. Da? Lucrul acesta îl înțelegem în mod natural, de exemplu când suntem plecați de acasă. Oricât de bine ne simțim unde am fi, oricât de bine m-am simțit eu la Chișinău, gândul meu, inima mea era la comoara mea, acasă, la familia mea, la frații mei. Și la un moment dat am zis, fraților, m-am simțit bine, vă mulțumesc pentru toată ospitalitatea, dar trebuie să mă duc unde este inima mea. De ce? Eram străin acolo. Ceea ce doream nu era acolo, da? Mă bucuram acolo, eram fericit acolo, dar nu era acolo. De asemenea, dacă pe acest pământ, în această viață, care este mai scurtă sau mai lungă pentru unii, comoara noastră este altundeva, vom trăi în acea perspectivă și vom acționa în acea perspectivă. Puritanul Thomas Brooks, un păstor care a trăit în secolul XVII, spune în felul următor și cred că este un sfat extrem de valoros pentru noi. Aș sfătui, spune el, pe fiecare creștin să răspundă la orice ispită cu această frază. Și atenție, această frază trebuie ca să fie adevărată pentru tine, să aibă vreo valoare ca și răspuns la o ispită. Și anume, Dumnezeu este comoara mea. Dumnezeu este moștenirea mea. Spune el, când Satan sau lumea te va ispiti cu cinste sau popularitate, răspunde, Dumnezeu este comoara mea. Când te vor ispiti cu bogății, răspunde-le, Dumnezeu este comoara mea. Când te vor ispiti cu diverse avantaje în această lume, răspunde-le, Dumnezeu este comoara mea. Când te vor ispiti cu favoarea oamenilor importanți și influenți, tu răspunde, Dumnezeu este comoara mea. Când te vor persecuta și te vor amenința cu pierderea averii tale, tu răspunde-le, Dumnezeu este comoara mea. Când îți vor amenința chiar libertatea, Dumnezeu este comoara mea. Când te vor amenința cu pierderea prieteniilor tale, relațiilor tale, tu răspunde, Dumnezeu este comoara ta. Ba, chiar și când te vor amenința cu pierderea vieții tale, tu răspunde, Dumnezeu este comoara mea. Ăsta este adevărul care stă la postamentul vieții unui credincios adevărat. Este singurul lucru care te va face capabil să răspunzi în acest fel, la aceste ispite, la aceste amenințări. Este singurul lucru care te poate face să trăiești în acest fel, într-o perspectivă eternă. Legalismul, disciplina stoică nu va realiza lucrul acesta. Nu va realiza, nu este posibil. Poate reușești pentru un timp, dar la un moment dat vei ceda. Pentru că moara ta este aici și nu acolo. Da? Este acum și nu atunci. Sunt lucrurile acestea și nu Dumnezeu. Da? Verificarea practică este simplu, în mod abstract. Este Dumnezeu moștenirea sau comoara mea? Este Dumnezeu moștenirea sau comoara ta? Am putea să ne întrebăm, în alt fel, ca să fie mai practic, folosind îndemnul lui Thomas Brooks în felul acesta. Care sunt lucrurile cu care Satan, cu care lumea ne-a ispitit sau ne ispitește la ora actuală? Moment de introspecție, da? Vă notați lucrurile acestea și aveți temă de discuție la masă în loc ca să discutăm despre politică, despre vremea aceasta minunată, discutăm despre dacă Dumnezeu este sau nu comoara noastră. Da? Care sunt lucrurile cu care Satan și lumea ne ispitește? Poate că am fost tentat să ne depărtăm de Dumnezeu și de cuvântul Său pentru un câștig financiar.
Poate ai abandonat închinarea de duminică doar pentru un câștig sau un ban în plus. Poate nu vrei ca să părăsești meseria care o ai, care îți pretinde să lucrezi duminică după duminică după duminică. Poate ai încălcat chiar legea statului în care trăiești pentru un câștig în plus. Ba mai grav, poate ai încălcat legea lui Dumnezeu pentru un câștig în plus. Poate popularitatea și acceptarea este ceea ce te tentează. Poate cei din familia ta sunt nefericiți de dorința ta de a te apropia de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Și pentru a primi acceptarea lor, iei pași înapoi de la ceea ce știi că este bine și plăcut lui Dumnezeu. Poate ai fost amenințat de Satan. Poate chiar biserica a fost un instrument prin care ni s-a spus că dacă mergem pe acest drum de apropiere față de Dumnezeu, vom suferi respingerea lor. Poate au fost momente când ascultarea de Dumnezeu ar fi însemnat un preț. Cum ai răspuns în aceste momente? Cum vei răspunde în aceste momente? Cineva zicea că dacă aștepți până ajungi la momentul de criză ca să decizi cum vei răspunde, este prea târziu. Tu trebuie ca să te gândești înainte și să ai răspunsul. În sensul acesta, pentru creștin, a răspunde la aceste ispite ar trebui să fie foarte, foarte simplu. El trebuie doar ca să scoată manualul de la Dumnezeu și să meargă la capitolul respectiv, da? Și să zică, când ești ispitit, ești ispitit să păcătuiești în curvie. Să nu curvești. Gata, am terminat. Ești ispitit să păcătuiești în evaziune fiscală. Să nu furi. Să plătești taxele. Gata, am terminat, da? Este automatism pentru creștin. Nici măcar n-ar trebui ca să fie așa, ok, wow, oare cum, ce? Da? Simplu, răspuns conform manualului de la Dumnezeu. Cum vei răspunde, da? Pentru creștin, răspunsul în esență este ceea ce ne spune psalmistul și ceea ce ne spune Thomas Brooks. Dumnezeu este comoara mea. Ăsta este răspunsul. De fiecare dată, când la o tentație, la o ispită, la o provocare, la o amenințare din partea lumii, tu zici nu. Mesajul transmis este, comoara mea este suficientă, n-am nevoie de oferta ta, n-am nevoie de ispita ta. Da? 2. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Da? Cum ziceam, primul semn, apoi influențează, produce celelalte. Da? Am promis, spune psalmistul, că voi păzi cuvintele tale. Suferim în ziua de astăzi de un creștinism abstract, unde pretindem verbal că iubim pe Dumnezeu, că suntem dedicați lui total, dar practic nu se regăsește nimic în viața noastră. Nu se vede nici o diferență între viața dinainte de a declara dragostea noastră necondiționată, totală față de Dumnezeu și după această declarație. Înainte să ne fi pocăiți și după ce am devenit pocăiți. Da? Trăim la fel, luăm decizii la fel, muncim la fel, gândim la fel. Pentru adevăratul creștin nu mai există la fel. La fel ca și înainte, la fel ca și înainte de nașterea din nou, la fel ca și înainte de venirea la credință, la fel ca și înainte de pocăință. Acum pentru creștin totul este altfel. Trăiesc altfel, lucrez altfel, vorbesc altfel, gândesc altfel, simt altfel. Și anume, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Uităm așa de repede ceea ce Domnul Iisus a spus ucenicilor săi în Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Libertatea creștină, care în ziua de astăzi se predică eronat și abuziv, libertatea creștină care o primim în Hristos nu este una de a face ce vrem după fire, ci una de a vrea, de a dori să trăim după legea lui Dumnezeu. Dacă îl iubim pe Hristos, vom păzi legea lui Dumnezeu. De aceea sunt așa de iritat de oamenii care zic, frate, nu mai
lege, porunci. Noi suntem liberi. Hristos a venit și ne-a eliberat de sub lege. Da, de sub povara ei. Nu de sub responsabilitatea de ascultare față de lege. El a împlinit legea. Și noi suntem chemați să trăim după standardul perfect al lui Dumnezeu. Diferența înainte și după Hristos este că înainte eram împotrivitor al legii, dușman al legii, incapabil ca să împlinesc, să doresc legea și acum eu vreau, eu mă zbat, eu îmi doresc și El mă încapacitează prin puterea Duhului Sfânt și acolo unde falimentez și voi falimenta, sunt justificat nu în împlinirea mea, nu în meritul meu, ci în împlinirea perfectă a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar legea rămâne. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne ca și dreptarul meu. Este ceea ce Dumnezeu a revelat din caracterul Său și ceea ce noi trebuie să reflectăm în trăirea, în trăirea noastră. Verificarea practică. Psalmistul spune, am promis. Am promis. Altfel spus, psalmistul a conștientizat și a verbalizat intenția lui de a trăi în ascultare, de a păzi cuvintele tale, spune el. Ai făcut vreodată lucrul acesta? Ai conștientizat și ai verbalizat vreodată datoria ta și intenția ta de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată? Când ai conștientizat lucrul acesta? Datoria mea, responsabilitatea mea, ba mai mult, privilegiu, plăcerea mea este să trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Când ai spus că intenționezi ca să faci lucrul acesta? Fă o listă, nu în momentul acesta, acasă, cu toate aspectele vieții tale care nu sunt în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi le știm. Pune-o pe hârtie. Verbalizează lucrurile acestea. Astea sunt lucrurile din viața mea care nu acordă cu cuvântul lui Dumnezeu. Care va fi atitudinea ta față de acele lucruri? Ce te oprește să le aduci în rânduială cu cuvântul lui Dumnezeu? De ce ți-e teamă? Ce crezi că vei pierde? Sau vei suferi dacă ai ascultat de Dumnezeu? Sunt acele consecințe mai valoroase pentru tine decât Dumnezeu, comoara ta? Dacă ai pierde serviciu pentru că ai fi ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, ar merita? Dacă ți-ai pierde sănătatea, dacă ți-ai pierde viața, dacă ți-ai pierde prietenii pentru a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, ar merita? Răspundeți fiecare pentru dumneavoastră. Dar nu rămâneți doar la conștientizare, ci verbalizați, promiteți, așa cum face psalmistul. În primul rând, promiteți ție, conștientizează tu și verbalizează-ți ție că acele lucruri, acele decizii, acele acțiuni, acele atitudini care sunt împotriva cuvântului Dumnezeu vor fi eradicate din viața ta și vei trăi după cuvânt. Promiteți lucrul acesta. Apoi, lui Dumnezeu. Vino înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și recunoaște falimentul tău. Vino în pocăință. Recunoaște faptul că ești falimentar în aceste lucruri, cu subiect și predicat. Da? Pune punctul pe ele. Nu, Doamne, știi că eu sunt foarte păcătos. Da, Dumnezeu știe absolut totul. Tu trebuie să știi. Tu trebuie să conștientizezi. Tu trebuie să verbalizezi. Tu trebuie să promiți. Dumnezeu n-are nevoie de nimic. El știe tot. El cunoaște tot. Și nu doar recunoaște, ci angajează-te să asculți pocăința și promisiunea de a asculta. Apoi față de alții. Biblia ne spune să ne mărturisim unii altora păcatele. O, frate, asta e prea de tot. Ăsta e mecanismul, ăsta e unul dintre mecanismele prin care Dumnezeu le-a lăsat în comunitatea credincioșilor să combată firea ta păcătoasă, care nici măcar nu vrea să recunoască față de tine păcatele tale. Și tu te depărtezi față de mecanismele care te pot ajuta
ca să trăiești în sfințenie și după aia, după ani de zile, zici, măi, nu știu de ce nu scap de lucrurile acestea. Pentru că, în primul rând, tu nu conștientizezi, tu nu ai hotărât, nu ceri ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune, nu te angajezi față de Dumnezeu și nu beneficiezi de mecanismul harului a comunității credincioșilor care este chemat să facă lucrul acesta. Să mustre, să îndemne, să corecteze. Și prin ceea ce fiecare mădular, bine închegat la oaltă, face, tot trupul crește. Asta este formula, da? Mărturisește-ți păcatele, nevoile față de frații tăi, față de cei care, în fața căruia ai greșit în primul rând, dar și față de cei care veghează asupra ta. Asta înseamnă frații de la biserică, frații din grupul tău mic, frații din biserica locală. De ce? Pentru că ei sunt cei care te vor responsabiliza. Ei sunt cei care, dacă le-ai mărturisit, frate, uite, astea sunt problemele spirituale cu care eu mă confrunt. Am o problemă de a lua în serios închinarea, de a veni la casa Domnului. Vreau să spun că am recunoscut lucrul acesta, l-am mărturisit înaintea lui Dumnezeu și am luat angajamentul că de acum înainte, cu excepția faptului că viața mea este în pericol, nu voi lipsi de la casa lui Dumnezeu. Frate, vreau când lipsesc să mă trag la răspundere. Imaginați-vă o biserică care trăiește într-o asemenea ascultare radicală față de cuvântul lui Dumnezeu. Incomod, știu, dar benefic. Da? Imaginați-vă dacă ați merge la un doctor care ar face diagnosticul că aveți o boală terminală, un cancer, și apoi nu v-ar spune pentru că nu vrea să vă jignească. Nu vrea să vă supere. Spune că este un medic foarte prost. Și totuși, exact asemenea păstori și asemenea frați în Domnul ne dorim. Oameni care să nu ne deranjeze în niciun fel. Când de fapt ar trebui să vrem oameni care tot timpul să vină să ne bâzie. Hei, ți-a luat medicamentul. Ai urmărit tratamentul. Cum stai cu terapia care trebuie să o urmărești? Asta este soluția și ăsta este mecanismul care lasă Dumnezeu în biserică prin viața care o trăim împreună. 3. Dependența totală de Dumnezeu. Credinciosul adevărat este caracterizat de această calitate. Te rog, spune psalmistul, versetul 58, te rog din toată inima mea, îndură-te de mine după promisiunea ta, după cuvântul tău. Deși Dumnezeu este moștenirea, comoara noastră, într-un fel am putea spune că El este al nostru, este posesia noastră, El ni s-a dăruit nouă, credinciosul, priviți, se uită la Dumnezeu cu dependență și umilință totală. Te rog, spune el, rugăciune și nu poruncă. Credinciosul nu are pretenții că Dumnezeu acum îi datorează ceva. Da, Dumnezeu este Tatăl nostru, dar El rămâne Dumnezeu. El nu este chelnerul nostru, nu este sluga noastră, nu ne apropiem de Dumnezeu decât în rugăciune și decât în rugăciune umilă și smerită și o rugăciune sinceră din toată inima, spune psalmistul. Care este rugăciunea omului credincios? Care vine cu această atitudine înaintea lui Dumnezeu? Uitați, îndură-te de mine. Ai milă de mine. O dependență totală. Credinciosul adevărat nu este, iertați-mă, carismatic, arogant, care crede că se poate umfla în piept că taică-s-o-i Dumnezeu. Nu este așa ceva. Nu există așa ceva care proclamă și Dumnezeu trebuie să facă. Credinciosul adevărat înțelege că tot ceea ce a primit și tot ceea ce va primi de la Dumnezeu este milă și har. Și vine în sinceritate și umilință și dependență totală și îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeu. Relația Lui de Tatăl cu noi nu schimbă lucrul acesta. Nu schimbă lucrul acesta. Suntem prea ușuratici în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că nu înțelegem că noi depindem în totalitate de Dumnezeu. O de-am înțelege că tot ce primim din mâna lui Dumnezeu este har
și îndurare, este mila lui Dumnezeu față de noi. El nu este dator cu absolut nimic. Cu absolut nimic, decât cu dreapta lui judecată. Și totuși, deși El ar trebui să ne judece pe noi, totuși El se îndură de noi. El are milă de noi. El se apropie de noi, deși ar trebui ca să se depărteze de noi. În teologie, aceasta se spune că este faptul că Dumnezeu este condescendent. Adică El coboară la noi. Deși El este departe, separat, distinct, sfânt, noi suntem păcătoși, demn de ura Lui, de judecata Lui, El coboară spre noi, El se îndură de noi, El are bunăvoință spre noi. Uitați ce spune psalmistul. Atitudinea noastră, dependența noastră, rugăciunea noastră, dar în același timp această dependență totală, sinceră, această rugăciune umilă, bazată pe harul lui Dumnezeu și nu pe meritul nostru, dar în același timp dependentă de cuvântul lui Dumnezeu. Conținutul rugăciunii noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Noi venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm prin cuvântul Său. Noi recunoaștem că El știe mai bine de ce avem nevoie decât noi știm. De aceea totul depinde de Dumnezeu. Rugăciunea noastră în totalitate depinde de mila Lui, de harul Lui, dar și rugăciunea noastră în conținutul ei trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Verificare practică pentru noi. Care este viața ta de rugăciune? Nu mă interesează, frate, cât stai în genunchi neapărat. Care este viața ta real? Cât comunici cu Dumnezeu, da? Forma nu este importantă. Care este atitudinea ta în rugăciune? Vii înaintea lui Dumnezeu în umilință, în smerenie, recunoscând nevoia de milă și de îndurare? Este una de dependență totală? Care este conținutul rugăciunii tale? Un lucru practic, da? Dacă ai scrie pe hârtie rugăciunea ta, încercați odată lucrul acesta. Încercați să notați pe hârtie rugăciunea dumneavoastră, înainte să vă rugați. Dacă ai scrie pe hârtie rugăciunea ta, ai găsi corespondent biblic pentru ceea ce te rogi? Ai putea spune, mă rog asta pentru că Biblia spune, mă rog pentru cutare lucru, pentru că Biblia îmi poruncește? Sau rugăciunea ta este pur și simplu un amalgam de gânduri, de simțuri, de dorințe ale tale care vii și le verși înaintea lui Dumnezeu? În ce măsură ești dependent de Dumnezeu, inclusiv în conținutul rugăciunii tale? Dar luați, de exemplu, rugăciunea Tatăl nostru și schițați structura acestei rugăciuni și vedeți că ea este un tipar foarte bun pentru ce ar trebui să fie preocupările noastre, dorințele noastre. Da? Observați că în toată acea rugăciune, singurul aspect temporal este pâinea noastră, cea de toate zilele. Dă-ne nouă. Nu pentru toate zilele. De ce? Ca mâine să venim din nou în dependență. Da? Majoritatea rugăciunii țin de gloria lui Dumnezeu. Facă-se voia ta, vină împărăția ta. Da? Țin de ascultarea noastră, de sfințirea noastră. Și apoi, ca notiță de subsol, în toată rugăciunea aceea, avem, Doamne, totuși, ne trebuie pâinea aceasta de toate zilele, de care depindem tot de Tine. Compară acest tipar cu rugăciunea ta. Compară conținutul rugăciunii Domnului Iisus Hristos ca și model pentru ucenicii Lui cu rugăciunile noastre. 4. Convingerea personală de păcat. Psalmistul spune, cuget la căile mele, îmi îndrept pașii spre mărturiile tale. Versetul 59. Cuget la căile mele, spune psalmistul. Psalmistul analizează propria lui viață și o găsește deficitară. Nu este suficient de bun. Nu este suficient de sfânt. Nu este suficient de ascultător. Aceasta este în sine o lucrare a Duhului Sfânt, pentru că Duhul este cel care convinge de păcat. Duhul este cel care ne atenționează că există păcat în viața noastră.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că și păgânii câteodată își analizează viața. Și păgânii au remușcări. Și păgânii la un moment dat se simt vinovați. Care este distinția între introspecția firească și iluminarea Duhului Sfânt? Efectul este foarte simplu. Psalmistul ne arată. Efectul cugetării determină dacă este o lucrare a Duhului Sfânt sau dacă este pur și simplu ceva natural. Cuget la căile mele, spune psalmistul, și efectul îmi îndrept pașii spre mărturiile tale. Omul firesc, într-adevăr, poate cugeta și apoi poate că ignoră ceea ce a găsit în viața lui. Sau poate cugeta și apoi începe și scuză. Da, există deficiențele acestea în viața mea, dar nu-i fi eu cel mai rău. Dar eu știu că colegul meu a făcut și mai rău. Sau, posibil că omul firesc analizează viața lui și chiar încearcă să remedieze anumite chestii prin puterile lui, prin disciplina proprie. Distinția între lucrarea naturală de introspecție, de analiză, și cea supranaturală a Duhului Sfânt, de convingere, este că Duhul ne îndreaptă spre cuvântul lui Dumnezeu. Credinciosul nu caută soluția în el, credinciosul nu caută să scuze păcatul lui, credinciosul nu caută să ignore păcatul lui, credinciosul aleargă la cuvântul lui Dumnezeu și spune care este soluția. Eu nu pot rezolva această problemă. Care este soluția? Asta este distinția între iluminarea Duhului Sfânt a păcatului nostru, convingerea de păcat care o face Duhul Sfânt și introspecția care o face orice om de când în când și se găsește deficitar. Practic, cum ne verificăm? Cum stăm noi cu cugetarea asupra căilor noastre? Cel mai periculos lucru este să trăiești o viață fără să gândești. Fără să cugeți. Să acționezi fără să cugeți de ce vei face un lucru. Și cei mai mulți dintre noi trăim așa pe pilot automat. Și poate odată la câțiva ani avem un moment în care cugetăm la viața noastră. Cum am ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Ce n-a funcționat de am ajuns în starea asta? Cât de frecvent îți permit să analizezi critic în lumina cuvântului viața ta? Cât de transparent ești în această analiză? În primul rând cu tine. Cu tine. Să iei viața ta și să o pui în oglindă cu Scriptura și să fii transparent, să admiți tot. Și apoi cu Dumnezeu. Faceți exercițiu. În privat, singur. Scrie pe un bilețel, stați liniștiți, le puteți distruge după, să nu vadă nimeni, toate păcatele pe care, de care ți-e frică să le verbalizezi. Nu să le admiți altora, să le spui tu, ție. Să zici, Doamne, am făcut următorul lucru. Am comis următorul lucru. Am gândit următorul lucru. Fiecare dintre noi le avem. Știm că-s acolo, dar ne-i frică să le verbalizăm, să le admitem. Nouă. Înghețăm, încremenim când ne gândim că ar trebui să le spunem altora. Da? Cât de des te rogi pentru acele probleme sau păcate pe acel bilețel? Te-ai rugat vreodată? Le-ai adus înaintea lui Dumnezeu vreodată? Ai împărtășit vreodată cu cineva această povară? Dacă nu, de ce ești surprins că nu există progres? De ce ești surprins că nu poți scăpa de ele? Care este reacția ta atunci când te simți cercetat, convins de un păcat, atunci când privești la acel bilețel? Alegi să alergi spre cuvântul lui Dumnezeu? Sau cauți justificări, explicații, eschivări? Unii dintre voi le căutați acum, nici nu ajungeți ca să practicați exercițiu. Frate, asta e prea radical, prea de tot. Alții veniți cu din astea calviniste. Ha, bilețele, să-mi scriu eu păcatele pe bilețele. Ha, ha.
Am mai văzut-o asta la o biserică din asta emergentă. O luat-o razna, fratele Mihai. Eschivă. Scuze. Pentru că nu vrei ca să stai în oglindă, în oglinda Scripturii, cu viața ta reală. Și să pui pe hârtie cine ești. Alții veți face exercițiu. Puțin. Și repede veți arunca la gunoi. Oh, nu. 5. Omul credincios, cu adevărat credincios, are priorități duhovnicești. Mă grăbesc, spune psalmistul, și nu întârzi să împlinesc poruncile tale. Mă grăbesc. Mă grăbesc și nu întârzi. Pentru psalmist, problemele spirituale, problemele care țin de trăirea după cuvântul lui Dumnezeu, sunt de primă importanță. Sunt de neignorat. Sunt de tratat nu doar cu seriozitate, dar și cu urgență. Sunt urgente pentru el. Există pericolul de a trăi în păcatul ascultării latente față de Dumnezeu. De a fi lenț în ascultarea noastră. Dacă eu, de exemplu, spun copilului meu, spun lui Casey, Casey, adu tatălui tău un pahar de apă. Și după o săptămână, vine fiica mea scumpă și dragă cu paharul de apă. Și eu, wow, ce-i cu asta? A ascultat Casey de mine? Teoretic, da. Tehnic, da. Paharul de apă a ajuns la mine. Practic, realizăm că nu. Da? Eu am vrut paharul atunci. Porunca a fost valabilă imediat, instant. Și ea avea obligația să o facă instant. Să o facă și cu dragoste și bucurie. Da? De asemenea, trăim într-o neascultare prin ascultarea lentă de Dumnezeu. Pentru că nu avem un sens de urgență în ascultare. A, Dumnezeu mi-a cerut lucrurile astea. Da, bine, tată, o să-ți aduc apa, să aduc paharul cu apă cam peste o săptămână. M-a zis o poveste, nostim, ăsta este tactică omiletică, da? Spui o poveste interesantă în mijlocul predicii ca să se trezească audiența, da? Despre un bătrân care stătea la poartă, la țară, o zi fierbinte, nu ca așa, asta e zi perfectă. Și trece un călător și se ia în vorbă cu bătrânul și spune: moșule, dar de ce nu stai la umbră undeva? Să mor de sete aici. Bătrânul a dat din cap și a zis: da, moșule, n-ai pe nimeni să-ți aducă o cană de apă? Trebuia să-ți faci niște feciori la tinerețe și acum aveai cine să-ți aducă o cană de apă. Bătrânul a zis: domnule, 7 feciori am. 7 flăcăi am crescut. Și? Și acum nu mi sete. Ați înțeles ironia. Dar de multe ori noi așa îl tratăm pe Dumnezeu. Da? El ne spune: fă aia. Adu-mi asta ca și jertfă din partea ta. Ia decizia respectivă. Și noi, cum a... Ce-a face până la urmă? Dumnezeu are infinită răbdare, da? Îndelungă răbdare. Această atitudine este păcat. Această așteptare este păcat, da? Dacă eu ca și tatăl a copiilor mei am pretenția ca să fiu ascultat îndată, și dacă dumneavoastră înțelegeți că pretenția aceasta este legitimă și că copiii mei se află în eroare, în greșeală când nu fac, cu atât mai mult Dumnezeu are dreptul ca noi să răspundem instant cu ascultare la poruncile Lui. Nu mai încolo, nu peste un an de zile, instant. Uitați, nu doar atitudinea de urgență, ci conținutul ei, din nou, da? Nu doar rugăciunea ca și atitudine, ci conținutul ei. Fiecare dintre noi trebuie să aibă această atitudine ca să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Urgență, prioritate față de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are lucruri despre care avem acest sentiment de urgență. Gândiți-vă,
Pentru unii sunt aspecte legate de servici. Ce ține de servici trebuie rezolvat rapid. Rapid, urgent. Dragă, nu pot ca să te ajut cu lucrurile astea pe acasă pentru că am ceva de rezolvat la servici. Nu pot ca să ies în parc cu copiii pentru că trebuie să rezolv la servici. Nu pot ca să mă duc la biserică pentru că trebuie... Acum trebuie rezolvat. Acum m-a rugat șeful. Pentru alții, ține de casă. Sau de familie. Nu pot ca să mă dedic 15 minute la un timp de introspecție și rugăciune pentru că trebuie acum aspirat. Acum trebuie făcut. Acum trebuie să le fac baie la copii, dacă nu o să moară copiii de piscoșenie. Nu pot să stau să citesc un psalm, că dacă nu, uite, deja e râia pe ei. Pentru alții țin de biserică, dar într-un sens negativ, de religie. Nu de credință, nu de cuvânt, de religie. Trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să mă duc acolo, trebuie să mă duc dincolo. Lucruri care Dumnezeu nu ți le-a cerut și nu ți le-a poruncit, dar tu trebuie să le faci. Și nu mai ai timp de credință, de rugăciune, de cuvânt, pentru că nu sunt urgente pentru tine. Întrebarea este dacă avem același simț al imediatului când vine vorba de cuvântul lui Dumnezeu și de poruncile lui. Când Dumnezeu spune, fă aia, tu zici, da, Doamne, acum. Sau zici, Doamne, dar știi, trebuie să rezolv cu serviciu, trebuie să rezolv cu familia, după aia trebuie să mai fac aia la altă, după aia trebuie să mai fac aia la altă și, uite, mă uit pe calendar, a patra miercure din mai anul viitor aș putea ca să mă ocup și de cerința asta. Sau este o atitudine de urgență. Dar, Doamne, acum mă ocup de asta. Acum, că mi-a iluminat aspectul ăsta din viața mea, acum pun în practică. Verificarea practică. Care sunt acele lucruri din viața ta unde știi ce îți cere Dumnezeu, ba mai mult intenționezi să asculți, dar nu acum. Mai aștepți. Încă un pic, Doamne. Încă un pic. Încă un an. Care sunt lucrurile din viața ta, în schimb, pentru care simți cea mai mare urgență? Pune-le pe hârtie. Da? Când vine o cerință din partea serviciului, din partea familiei, din partea prietenilor, sunt ele mai importante și mai urgente decât ascultarea de Dumnezeu? De ce atunci sunt priorități pentru tine? De ce sunt priorități pentru mine? Ajunge la rădăcina problemei. Daniel Kahneman, cred că v-am arătat cartea lui odată, dacă vreți o am și în limba română, care e un psiholog și economist. Cred că la un moment dat ori a fost candidat sau chiar a câștigat premiul Nobel. Zicea că oamenii au o imunitate la schimbare. Psihologicul, psihicul nostru este construit în așa fel încât urăm schimbarea. Nu vrem schimbare. Vrem ca lucrurile să rămână așa cum sunt. Și asta este adevărat și pentru noi. Și evităm, suntem imuni la orice lucru care ne cere să ne schimbăm. Și facem tot posibilul ca să evităm această schimbare. Cum faceți mulți dintre dumneavoastră acum la predica aceasta. Și el zicea că rădăcina acestui lucru este că avem o frică ascunsă. Ne este frică de ceva și, deși nu putem verbaliza, credem că dacă schimbăm acel lucru, facem acel lucru, ascultăm de acel lucru, se întâmplă ceva. Și are dreptate. De ce ți-e frică? Ce crezi că se va întâmpla? Ce consecințe crezi că vei suferi dacă acele lucruri care acum sunt priorități, nu vor mai fi priorități pentru tine și Dumnezeu și cuvântul lui devine prioritatea numărul unu. Există o frică. Pentru unii dintre voi este frica pierderii materiale. Dacă mă preocup mai mult de Dumnezeu, la servici, la business, și din cauza la frica asta ai o imunitate, da? Crezi un zid, orice lucru
orice poruncă, orice sfat, îndemn, mustrare, care atacă idolul acesta de a avea succes financiar, te face imun la lucrul acela. Pentru alții este frica că dacă trăiești cum îți poruncește Dumnezeu, s-ar putea ca să suferi unele dintre relațiile tale. Tovărășiile care ai acum nu mai rezistă în momentul în care tu trăiești doar după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ei au alte priorități, alte dorințe. Și ei nu vor ca să fie totdeauna în preajma cuiva care gândește doar așa după cuvântul lui Dumnezeu. Și din frică că vei pierde, se vor schimba acele prietenii amâni sau nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Care este frica? Ce crezi că se va întâmpla dacă asculți de Dumnezeu acum? 6. Mărturia publică pentru Dumnezeu în ciuda consecințelor. Uitați ce zice psalmistul în versetul 61. Funile celor răi m-au înconjurat. Sau o altă traducere ar fi cursele sau capcanele celor răi m-au înconjurat. Dar eu nu uit legea ta. Psalmistul ne spune că oponenții lui, dușmanii lui, lumea din jur caută să-l prindă într-o capcană. Planul lor este foarte, foarte simplu. Vor găsi o conjunctură prin care credinciosul va fi obligat să aleagă între două variante. Asta stă la rădăcina, la baza, la temelia oricărei capcane a lumii și a diavolului. Și alegerea este aceasta. Ascultarea de Dumnezeu, dar care provoacă o suferință, o pierdere de ceva. Poate fi relațională, economică, de statut, de ce vrei tu. Da? Deci ascultarea de Dumnezeu, dar atrage cu ea pierderea. Sau neascultarea de Dumnezeu, câștig. Temporal, da? Nu ascult, prietenii mă vor aproba. Nu ascult, câștig un pic mai mult. Nu ascult, devin un pic mai popular. Ascult, prietenii se depărtează. Ascult, nu primesc promoția la servici. Ascult, câștig mai puțin în business-ul meu. Asta este capcana. Și ei caută o conjunctură. O conjunctură la servici, o conjunctură la firmă, o conjunctură în relațiile tale personale, o conjunctură în care tu să fii pus în această furcă. Alege, da? Uite, liberul arbitru. Alege. Ascultarea și pierderea, neascultarea și câștigul. Credinciosul adevărat va fi o mărturie pentru Dumnezeu chiar atunci când îl costă ceva. Chiar atunci când costul este totul, este viața lui. Pentru că el are o comoară mai mare. Evrei capitolul 10, versetul 34. Versetul acesta pe mine m-a bântuit. M-a bântuit. Nu știu dacă v-am mai spus, a fost o predică, un mesaj din acest verset prin care Duhul lui Dumnezeu m-a determinat ca să vin în România. M-am simțit obligat ca să vin în România. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuie. Imaginați-vă scena doar pentru un moment. Frații tăi sunt luați și duși în pușcărie. Pentru credința lor. Pentru convingerea lor că Hristos este Mesia. Acolo în pușcărie n-au pe nimeni ca să vină în apărarea lor. N-au pe nimeni să le aducă o coajă de pâine. N-au pe nimeni să vină să-i viziteze, să-i încurajeze. Dacă te duci la ei, toată lumea va ști că ești creștin. Și vor fi consecințe. Nu știi cât de radicale vor fi, dar dacă credința lor i-a determinat pe cei din lume să-i arunce în pușcărie, îți imaginezi că sunt foarte radicale. Ce faci? Stai frumos acasă, închizi ușa, obloanele, sau te duci? Uitați ce fac creștinii aceștia, să duc. Acești frați s-au dus
Și când au venit de la pușcărie, după ce au mers acolo, i-au încurajat, s-au rugat, poate le-au dus niște ajutoare materiale, ca și răsplată pentru fapta lor bună, pentru identificarea lor cu cei legați pentru Domnul, în drum spre casă văd la distanță casele lor în flăcări. Gloata a mers și a zis, le ardem casele. Le dăm foc la ogoare. Și acești creștini au privit flăcările care consumau avuțiile lor și s-au bucurat. N-au căzut în genunchi, în lacrimi și au ridicat mâinile spre cer și au strigat, de ce? Doamne, nu se poate! S-au bucurat. Cum este posibil așa ceva? Cum este posibilă așa reacție? Cum este posibil un așa devotament față de Hristos, față de frații Lui? Uitați, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuie, care nu poate fi arsă, care nu poate fi furată. Cum a început paragraful, primul verset din psalmul, din porția din psalm, Doamne, Tu ești moștenirea mea. Tu ești avuția mea. Tu ești comoara mea. Trebuie, în primul rând, să ai această comoară. Ea trebuie să fie a ta. Și în al doilea rând, trebuie să știi că o ai. Trebuie să știi că este a ta. Uitați care este răspunsul psalmistului la aceste capcane, da? Și ele pot să vină în diverse feluri. Poate că noi, în viața noastră, nu vom avea alegeri așa de radicale de luat. De a ne identifica cu Hristos și a suferi pierderea totală a averilor noastre sau pușcăria. Deși, la ce vremuri vin? Dacă mă iau și mă duc europenii, pentru că refuz ca să oficiez o căsătorie, mă vizitați? S-a spune, domnule, nu am putut să fie și el mai cu minte, tot trebuie să vorbească despre homosexual, despre... Trebuie să răspunzi acum, atunci va fi prea târziu. Trebuie să te hotărăști acum cum ai răspunde la asemenea lucruri, atunci va fi prea târziu. Care este răspunsul psalmistului la aceste capcane? Priviți. Dar eu nu uit legea ta. Ce spune psalmistul? Exact ce spune autorul către evrei. Eu știu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu care este comoara mea. Eu știu care sunt promisiunile lui Dumnezeu. Eu știu care sunt cerințele lui de la mine. Eu nu uit, oricare ar fi capcana, oricare ar fi pericolul, oricare ar fi ispita. Eu nu uit. Eu știu ce comoară am. Eu știu a cui sunt. Știți cum răspunde Domnul Iisus? Când este ispitit de Satan din nou și din nou, citiți acasă în Matei 4, este scris. Este scris. Legea lui Dumnezeu nu este doar dreptarul după care trăim. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar îndrumătorul nostru. Este, prin puterea Duhului Sfânt, apărătorul nostru. Este răspunsul nostru la aceste capcane. Este scris. Degeaba vii tu și-mi promiți asta. Eu nu uit cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu ce este scris. Eu știu care este comoara mea. Verificarea noastră practică. Care sunt capcanele în care tu ai căzut? Mă refer la acele lucruri la care le-ai făcut împotriva cuvântului lui Dumnezeu pentru a evita o pierdere de oarecare. O pierdere financiară, relațională, în familie, în biserică. Amintește-ți faptul că se poate păcătui nu doar prin comitere, adică ai înfăptui ceva, se poate păcătui și prin omitere, ai omis să faci ce ți s-a poruncit, sau și prin întârziere. Ai zăbovit. Dumnezeu s-a poruncit să faci astăzi un lucru și tu ai făcut peste un an de zile. De ce? Pentru că peste un an de zile ai secerat avantajele temporale, lumești, încât tu să fii satisfăcut și acum poți.
Care a fost mărturia transmisă de tine despre Dumnezeu prin acele acțiuni? Ce-ți provoacă ție un sentiment mai mare de durere? Pierderea acelor lucruri sau dezonorarea lui Dumnezeu? Ce te-ar face să suferi mai mult? Dacă ești în fața deciziei, întreabă-te. Dacă iau decizia asta în ascultare, pierd asta. Dacă nu ascult, îl dezonorez pe Dumnezeu. Ce provoacă mai multă durere? Ce apasă mai mult? Să știți că este total diferit o decizie luată fără a conștientiza lucrul acesta și una în care pui în balanță aceste două și zici dezonorare. Am mari dubii despre mântuirea ta. Dacă tot zici mai... Eu pot să-L dezonorez pe Dumnezeu, pot să transmit un mesaj fals pentru Dumnezeu pentru că am beneficiile acestea sau pentru ca să nu pierd lucrurile acestea. Am mari dubii despre mântuirea ta. 7. O viață de închinare și de laudă. La miezul nopții, spune psalmistul, mă trezesc să-ți aduc laude din pricina judecăților tale cele drepte. Priviți locația acestei vieți de închinare, în privat. El este la el acasă, în dormitorul lui sau unde se afla el. Credinciosul are o viață privată de închinare și de laudă. Știți motivul pentru care este așa de greu, de exemplu, ca să ne închinăm în public? Pentru că nu ne închinăm în privat. Să lăudăm pe Dumnezeu în public? Pentru că nu lăudăm în privat. Să ne mărturisim păcătoșii înaintea Lui în public? Pentru că nu o facem în privat. Priviți timpul, la miezul nopții. Indică faptul că pentru psalmist închinarea este mai importantă decât odihna. Ce faci la miezul nopții? Dormi. Dormi. Poate nu avea un alt timp disponibil. Și taie din somnul lui să dedice timp închinării. Indică faptul că există o dispoziție constantă spre închinare. Chiar dacă n-a putut să dedice acest timp în timpul zilei, el a avut această dorință, această dispoziție și la un moment dat a făcut-o. O zi plină de o atitudine de închinare se va culmina într-un moment de închinare, poate seara, poate dimineața la prima oră. Din nou, forma nu contează. Nu înțelegeți că există o formă anume. Poate pentru unii înseamnă a lua 10 minute înainte să pleci cu mașina și avea un timp. Poate înseamnă când ajungi prima dată la birou, închizi ușa, ai 10 minute de a gândi, de a te ruga, de a medita asupra cuvântului. Poate înseamnă în mijlocul nopții. Nu știu. Nu forma contează. De asemenea, o săptămână plină de închinare privată se va culmina într-o zi, adică duminica, de închinare publică. Când mergi în unele biserici și vezi o viață de rugăciune, nu-i poți spune viață. Știi cum arată luni până sâmbătă. Când vezi cântare zero, știi cum arată luni până sâmbătă, da? De asemenea, când vezi predicare zero, știi cum arăta pentru predicator luni până sâmbătă. Este foarte clar. Da? O zi plină de închinare, la volan, în mers, se culminează într-un moment. De asemenea, o săptămână într-o zi dedicată închinării. Priviți efortul depus. Mă trezesc. Nici măcar nu o face doar înainte să meargă la culcare, își întrerupe odihna. Poate că s-a dus la culcare și a uitat. Posibil, speculez. Și s-a trezit din somnul lui ca să fie ascultător față de Dumnezeu. Există o întrerupere intenționată a odihnei, un efort depus. Închinarea noastră necesită un efort, un sacrificiu. Sunt așa de sătul de mentalitatea asta modernă că închinarea trebuie să fie ușoară și plăcută doar. În Chișinău, o biserică mare a venit în întâmpinarea credincioșilor cu o soluție. Nu poți veni duminică la închinare
pentru că ești foarte ocupat la servici, luni te așteptăm la același servici de închinare în reluare, ca și meciul de fotbal. Pentru că închinarea trebuie să fie ușoară și fără sacrificiu. Doamne, fer să sacrifici tu serviciul pentru ziua Domnului. Doamne, fer să sacrifici tu ieșirea undeva cu familia pentru ziua Domnului. Nimic nu poate fi mai fals. Închinarea necesită un sacrificiu, o jertfă. Da? Dacă nu mai aducem jertfe de sânge, aducem viețile noastre ca și jertfe. Atât închinarea corporativă necesită o jertfă, un sacrificiu, un cost, un efort, cât și închinarea privată. Un timp din viața ta. Sacrifici ceva. Nu știu ce este, da? Divertismentul, somnul, meciul de tenis, filmul, nu știu, da? Sacrifici ceva pentru timp, în cuvânt, în rugăciune, în părtășie. Priviți motivația psalmistului din pricina judecăților tale cele drepte. Este caracterul lui Dumnezeu. Sunt decretele lui Dumnezeu revelate prin cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ne motivează atunci când ne închinăm lui Dumnezeu. Nu doar așa sentimentele noastre. De fapt, închinarea, definiția închinării este răspunsul omului atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. Asta este închinarea. Dumnezeu se revelează și omul se închină. Iar Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, este locul, cadrul în care ne putem întâlni cu Dumnezeu. Acolo se revelează El. Aceasta este fereastra înspre cer. Practic, care este viața noastră de închinare? Care este frecvența? Care este dispoziția noastră? Care este nivelul de efort și de sacrificiu care suntem dispuși, la care suntem dispuși pentru închinare? 8. Părtășia frățească. Versetul 63. Eu sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și păzesc hotărârile tale. Contrast cu dușmanii de care se distanțează, da? El îmbrățișează pe toți cei ce sunt frați. Dacă iubești pe Dumnezeu și iubești cuvântul lui Dumnezeu, vei iubi copiii lui Dumnezeu. Da? Inevitabil. Dacă iubești pe Dumnezeu și iubești cuvântul lui Dumnezeu, iubești copiii lui Dumnezeu. Ioan 13:35, Hristos spune: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Este un semn al credinței adevărate, dragostea de frați. Dragostea pentru adunarea lui Hristos. Pentru că Hristos este infinitul numitor comun. Hristos este cel care răscumpără de asemenea tineri, bătrâni, iudei, neamuri, români, unguri, bogați, săraci, liberi, sclavi, educați, analfabeți. Și tot aceștia sunt răscumpărați și aduși împreună într-un singur trup, chemat să fie împărtășie unul cu altul. Nu bazat pe afinitățile lor, pe preferințele lor, ci bazat pe Hristos, care este numitorul nostru comun. El este cel care ne-a unit. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Creștinul adevărat se află în părtășie cu cei care sunt împreună cu El în Hristos. Practic, noi cum ne verificăm? Simplu. Fă o listă cu cele mai apropiate prietenii din viața ta. Care este numitorul vostru comun? Ce vă leagă? De ce ești prietenă cu respectiva? De ce ești prieten cu respectivul? Ce vă strânge la oaltă? Care este temelia prieteniei voastre? Fă o listă cu frații din biserică cu care nu ai o relație strânsă. Ce vă desparte? Poate nu aveți aceleași afinități, poate
grade diferite de educație, poate vârstă diferită. Am o singură întrebare. Aveți același Mântuitor? Aveți același numitor comun? Ce trist că ne unește mai mult un sport practicat, un interes comun, o slujbă comună, decât Hristos, care a murit pentru fiecare dintre noi, nouă și ultimul. O perspectivă sau o viziune duhovnicească asupra lumii. Doamne, spune psalmistul, îndurarea ta umple pământul, învață-mă orânduirile tale. Fiecare dintre noi are o perspectivă sau o viziune asupra vieții acestea, asupra lumii. În filosofie se numește world view, felul în care privești lumea. Și fiecare dintre noi privește lumea printr-o anumită prismă, prin anumite lentile care colorează sau alterează sau deformează cum vedem lumea din jurul nostru. Este foarte ușor de înțeles. Dacă iei o pereche de ochelari de soare, automat lumea are o anumită tentă, tot ce e în jurul tău. Dacă vă dau ochelarii mei, vi dau că nu mai pot ca să văd, da? Automat se va vedea diferit. Poate veți vedea mai aproape, mai departe, depinde de ce dioptrie au ochelarii, da? De asemenea, fiecare dintre noi avem aceste lentile pe ochii noștri. Lentile care s-au format în mare parte în mod inconștient. Noi nu știm cum s-au format. S-au format prin experiențele noastre, prin educația noastră. Dacă privești prin ochii credinței, ai primit noi ochi, da? O nouă perspectivă, atunci totul din jurul tău este despre gloria lui Dumnezeu. Asta spune psalmistul. Vezi îndurarea lui în toate lucrurile. Te trezești dimineața și te minunezi la îndurarea lui Dumnezeu pentru că mai ai o zi de har, pentru că este soare afară, pentru că respiră aerul, pentru că ai hrană pe masă, pentru că poți merge la adunare, pentru că, da? Vezi doar îndurare și gloria lui Dumnezeu în tot ceea ce există în jurul tău. De ce? Ai aceste lentile, această perspectivă a credinței. Filtru prin care tu vezi toată viața este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în el ți se arată perspectiva lui Dumnezeu asupra vieții. Dacă privești prin ochii firești, totul este despre viața aceasta. Despre aici și acum, despre gloria ta, despre dorințele tale. Pentru că filtrul prin care treci toată viața sunt simțurile tale, sunt dorințele tale. Este firea ta pământească. Ca tare așa vezi lumea aceasta. Nu o vezi ca și o splendoare a slavei lui Dumnezeu. Pentru psalmist, perspectiva este clară. Doamne, îndurarea ta umple pământul. Interesant, tocmai ne-a vorbit despre dușmanii care îl înconjoară cu capcane. Și totuși, el vede îndurarea lui Dumnezeu care umple tot pământul. Cum poate el să vadă lucrul acesta? Pentru că perspectiva lui asupra vieții este radical diferită decât perspectiva omului firesc. Uitați sursa acestei perspective. Ce-i formează această perspectivă? Învață-mă orânduirile tale. Învață-mă cuvântul tău. Atunci când suntem aduși la viață și primim ochii credinței, avem nevoie ca această perspectivă asupra lumii duhovnicească să fie deprinsă prin cuvântul lui Dumnezeu. Și perspectiva firească să fie în fiecare zi înlăturată. Și din ce în ce mai mult să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Verificarea noastră practică, da? Care este perspectiva ta asupra lumii, asupra vieții? Care sunt premisele tale fundamentale prin care îți trăiești viața? Poate nu te-ai gândit vreodată la lucrul acesta, da? De exemplu, puneți întrebarea, cum definești tu, pentru tine, ca și având o viață de succes? Primul lucru care îți vine. Cum definești tu pentru copiii tăi
ca și având o viață de succes. Există niște premize care stau la baza perspectivei tale asupra lumii care vor conduce acest răspuns. Cei mai mulți oameni, cei mai mulți creștini ar răspunde în felul următor, de exemplu, pentru copiilor. O educație bună, un serviciu bun, o căsnicie bună. Ce lipsește? Dumnezeu, Hristos, lista ar trebui să fie Hristos în detrimentul la orice. În detrimentul la orice, da? Asta nu înseamnă că nu ne educăm copii, asta nu înseamnă că nu ne dorim binecuvântări materiale pentru ei, dar perspectiva noastră este radical diferită și de asemenea pentru noi. Care este succesul pentru mine, pentru dumneavoastră? Și ce influențează acel răspuns? Care sunt premizele care stau la baza acelui răspuns? Prin ce lentile privesc eu viața aceasta încât am dat acel răspuns, da? Întreabă-te de unde provine în viața ta această perspectivă. Poți găsi rădăcina convingerilor tale în Scriptură? Poți să uite, eu îmi doresc asta sau văd așa lucrurile sau gândesc așa pentru că Scriptura spune? Și apoi, întreabă-te dacă viața ta, acțiunile tale, acordă cu viziunea declarativă a vieții tale. Poate ai toate răspunsurile corecte. Asculți predici la Sfânta Treime de 4 ani de zile și știi răspunsurile. Frate, perspectiva mea este să trăiesc spre gloria lui Dumnezeu pentru că ăsta este scopul suprem al omului conform catechismului de la Westminster. Dar viața ta ce spune? Știu ce spune catechismul de la Westminster, știu ce spune catechismul de la 1689, știu ce spune, da? Am înțeles că știi să zici ca și papagalul, viața ta, nu declarativ, practic, ce spune? Cum îți trăiești această viață va trăda care este perspectiva ta asupra ei. Care este comoara ta? Care este prioritatea ta? Unde este urgența pentru lucrurile de aici sau pentru lucrurile viitoare? În concluzie, probabil că veți pleca de aici și probabil că plecăm descurajați. Este bine. Primul pas spre pocăință este convingerea de păcat. Mă rog ca Dumnezeu să folosească acest portret lăsat de psalmist în paginile Sfintei Scripturii ca și o oglindă care să o luăm cu noi acasă și în zilele care urmează. Prin puterea Duhului Sfânt să ne uităm în ea și să avem curajul să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze într-un mod radical în viața noastră. Dacă nu, atunci trebuie să ne punem întrebarea foarte serios. Dacă suntem cu adevărat credincioși. Și dorința mea, cum este pentru copiii mei și cum este pentru fiecare dintre dumneavoastră în această biserică, este să-L aveți pe Hristos, chiar dacă este în detrimentul și spre pierderea tuturor lucrurilor. Amin. Amin.